aceasta pentru că ne-am întâlnit din nou, pentru că Dumnezeu ne-a strâns din nou la oaltă să lăudăm pe același Dumnezeu. După un timp de rugăciune în care i-am simțit prezența lui Dumnezeu, într-un timp în care am putut să auzim cântările lui Dumnezeu, mă bucur așa de mult că această ultimă cântare a fost unsă de Duhul Sfânt. Nu că celelalte nu ar fi unse de Duhul lui Dumnezeu, dar mi s-a părut una din celelalte cântări, una mai deosebită. Slăvit să fie Domnul! Domnul să binecuvânteze pe Cel ce a compus această cântare. Amin. Doresc în seara aceasta, dragii mei, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta să ne hrănim sufletele noastre. De aceea aș dori să vă ridicați în picioare în numele Domnului. Scripturii 1074. Ci credem că noi, ca și ei, suntem mântuiți prin harul Domnului Iisus. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul în dragostea lui Dumnezeu. Ne bucurăm că El este prezent în mijlocul nostru și îi simțim prezența. Tu îi simți prezența lui Dumnezeu în seara aceasta? Amin. Slăviți să fie Domnul! În seara aceasta, dragii mei, vreau să simțim prezența lui Dumnezeu prin cuvânt, prin cântare, prin tot ce se face, numele lui Dumnezeu să fie slăvit în seara aceasta. Vrem să lăudăm pe acest Dumnezeu sfânt și viu, dragii mei, în seara aceasta să simțim dragostea sa. Unii și-au mai pierdut siguranța aceasta și-au mai pierdut dragostea aceasta. Dar în seara aceasta, acest Dumnezeu viu să lase dragostea peste ființele noastre și să simțim dragostea sa, nu numai în exterior, ci și în interior, în inima noastră în seara aceasta. Dragostea lui Dumnezeu să se implanteze în inimile noastre și când vom ieși acasă, când vom pleca acasă, când vom ieși din această adunare, să spunem cu adevărat, Dumnezeu a fost prezent în locul acesta și Dumnezeu va fi prezent și cu mine. Când noi nu vrem Dumnezeu să rămână în locul acesta, vrem Dumnezeu să umble cu noi. Enoch, omul lui Dumnezeu, umbla cu Dumnezeu. Din seara aceasta dorim ca toți să luăm o hotărâre și să spunem, Doamne, vrem în seara aceasta toți să mergem cu Tine, să umblăm pe podul acestui pământ și la urmă să spunem, Doamne, am umblat pe acest pământ, dar făcut voia Ta, vreau să fiu în împărăția Ta. Dragi, din seara aceasta aș vrea să vorbesc câteva cuvinte din Scriptură despre o siguranță. Omul mântuit are o siguranță. În seara aceasta s-au adunat în casa lui Dumnezeu și oameni mântuiți, dar din câte am înțeles și oameni nemântuiți. Dar în seara aceasta Dumnezeu poate să facă un lucru. Poate să ne adune pe toți la un loc și Dumnezeu poate în seara aceasta să mântuiască. Depinde de noi, depinde de viața noastră. Dacă eu personal vreau să mă apropii de Dumnezeu și m-am apropiat cu adevărat și am fost mântuit. Dar am spus o dată la dumneavoastră lucrul acesta. Degeaba în seara aceasta vii la adunare, asculți cuvântul lui Dumnezeu, te bucuri cu frații și pleci acasă același cum ai venit. Este o seară pierdută, sunt câteva ore pierdute, dar noi în seara aceasta trebuie un lucru, să mergem acasă bucuroși, plini de bucurie, plini de fericire, să spunem Dumnezeu a fost prezent în locul acesta, Dumnezeu ne-a cercetat, Dumnezeu a fost cu noi, slăviți să fie Domnul, și să mergem acasă și să spunem, Doamne, sunt un om mântuit. Când te culci în pace, în patul tău, este o bucurie, frate și soră, slăviți să fie Domnul, Domnul în seara aceasta să cerceteze prietenii casei Domnului. Și se aducă la mântuire. În seara aceasta, dacă un suflet se întoarce la Dumnezeu, dragul meu, cerul se bucură. Dar și noi ne bucurăm, așa-i? Și noi ne bucurăm, nu numai cerul. Că degeaba se bucură Domnul Iisus Hristos și îngeri în cer, dacă noi nu ne bucurăm. Și noi vrem să ne bucurăm. Amin. Și eu cred că bucuria aceasta vine de pe pământ în cer. Slăviți să fie Domnul! Amin. În seara aceasta vrem ca să ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu pe care îl voi găsi prin harul lui Dumnezeu. Omul mântuit are o siguranță. Aș vrea în seara aceasta să vorbesc trei lucruri pe care le-am, să spun așa, le-am pus în trei părți. Aș vrea să vorbesc despre, primul rând,
o întrebare, cum pot avea siguranța mântuirii? A doua parte vreau să vorbesc despre siguranța mântuirii și a treia parte vreau să vorbesc despre nesiguranța mântuirii. În seara aceasta Dumnezeu să ne cerceteze prin Duhul Său Cel Sfânt. În seara aceasta Dumnezeu să lase Duhul Sfânt la lucru mai departe. A fost cu noi, dar să fie și cu noi mai departe. Pentru că întotdeauna, oriunde am fost, ori în zona dumneavoastră, în partea aceasta, ori în alte părți ale României, m-am bucurat când Duhul Sfânt era prezent. Căci dacă Duhul Sfânt nu este prezent, lucrarea nu este așa cum trebuie să fie. Dragii mei, vreau să vorbesc în primul rând, cum am spus, cum pot avea siguranța aceasta a mântuirii. Haideți să mergem în Scriptură, în Romani, capitolul 8, cu versetul 16. Vă rog să deschideți împreună cu mine, cei ce aveți Scripturile dumneavoastră, să ne ajute Dumnezeu să avem Scripturile cu noi. Să le avem cu noi, dragii mei, ca să putem să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu, să vedem Cuvântul care este scris în Scriptură și să vedem dacă este așa. Cuvântul Domnului spune astfel, însuși, Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dragul meu, în seara aceasta, tu și eu suntem copiii lui Dumnezeu. Amin. Credeți că suntem copiii lui Dumnezeu? Amin. Slăviți să fie Domnul! Trebuie să avem tărie, dragii mei, să spunem cu adevărat că suntem copiii lui Dumnezeu, că suntem niște copii răscumpărați de El, dragii mei. Aș dori să ne gândim în seara aceasta la Domnul Iisus Hristos, la Cel ce ne-a dăruit mântuirea în dar. Și să ne ajute Dumnezeu, dragii mei, să ținem această mântuire până la capăt. Că degeaba începem o luptă, dacă nu o terminăm. Dumnezeu să ne ajute ca pe calea aceasta a mântuirii să mergem drept și să mergem în Împărăția lui Dumnezeu. Suntem considerați copii al lui Dumnezeu și ne bucurăm de lucrul acesta. Ne bucurăm de lucrul acesta pentru că Dumnezeu a plătit un preț pentru noi ca noi să avem o viață veșnică, slăviți să fie Domnul. În seara aceasta, poate, dragul meu, în seara aceasta Dumnezeu vrea să te facă copilul Său. În seara aceasta, dragul meu, dacă nu ai acea dorință după Dumnezeu și spui că, Doamne, umplu de ani de zile la pocăință și nu mai simt acea dragoste. Știți că sunt persoane care umblă ani de zile și își pierd acea bucurie? Sunt? Sunt multe persoane. Dar în seara aceasta, dragii mei, dorim ca Dumnezeu să ne considere copiii Săi. Pentru că spune Cuvântul lui Dumnezeu așa, însăși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru. Dumnezeu a dat un Duh Sfânt și acest Duhul lui Dumnezeu, cu Duhul Sfânt pe care Dumnezeu ne-l-a pus în noi, se unește. Și amândouă adeverește, spune Cuvântul lui Dumnezeu, că suntem copii al lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragii mei, doresc să ne bucurăm în Cuvântul lui Dumnezeu, să ne bucurăm pentru că El a lăsat acest har peste noi, ca noi să fim copiii lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dacă mergem în cartea Ioan, în capitolul 11, cu versetul 52, spune astfel Cuvântul lui Dumnezeu în locul acesta. Și nu numai pentru neamul acesta, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. În seara aceasta, în casa lui Dumnezeu, sunt persoane care nu-L cunosc pe El. Fie că sunt mai puține, fie că sunt mai multe persoane, Dumnezeu vrea să îi adune într-un singur trup. Domnul Iisus Hristos dorește seara aceasta, dragul meu, să te scrie în cartea vieții. Să te scrie în cartea lui Dumnezeu, dragul meu. În seara aceasta, Dumnezeu vrea să te scrie în cartea Sa. Ce vei face în seara aceasta? Vei alege să iei o hotărâre în inima ta și să spui, Doamne, vreau să te slujesc? Sau poate vei pleca acasă același cum ai venit? În seara aceasta mă rog lui Dumnezeu, ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Slăvit să fie Cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne unească într-un singur trup.
căci El este un singur tron. Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa, El vrea să ne adune și cu toții să formăm un trup. Cu toții, dragii mei, să fim copiii Săi. Nu e așa frumos când toți copiii se adună împreună, îl laudă pe același Dumnezeu, îl caută pe același Dumnezeu, îl slăbește pe același Dumnezeu. Este frumos, dragii mei, să căutăm pe El, dar nu după niște lucruri care ne-ar fi nouă de folos. Nu. Degeaba ai alergat dacă ai alergat după Iisus care să te vindece. El te vindecă. Dar dacă apoi, dragul meu, tu nu mai cauți pe El. Vreau să spun un lucru. Dumnezeu degeaba te-a vindecat. Trupul acesta moare. Dar sufletul rămâne și va pleca în locuința Lui. Depinde unde tu îl hotărăști să plece. Știți că hotărârea este la noi? Dumnezeu a lăsat libera alegere. Să alegi binele și răul, blestemul și binecuvântare, dragul meu. În seara aceasta, Dumnezeu îți spune în față niște lucruri. Depinde de ființa ta ce alege. Eu te îndemn în seara aceasta. Eu spun din cuvântul lui Dumnezeu. Depinde de noi. Depinde de viața noastră. Cum alegem să o trăim în viața aceasta? Poți să alegi să trăiești bine cu Iisus, dar poți să alegi să trăiești și rău cu Iisus. În seara aceasta, Dumnezeu, dragul meu, vrea să trăiești bine și pământește și sufletește. Poate unii care spun că sunt copiii lui Dumnezeu, că acest pământ poate trăiesc bine într-o pește, dar trăiesc rău. Cum? Sufletește. Și spun că sunt copiii lui Dumnezeu. În seara aceasta, dragul meu, Dumnezeu, să ne ajute să putem să ne apropiem de El. Să-L slăbim pe El, să îl căutăm pe El, dragul meu, în seara aceasta, să căutăm de Ceea ce ne-a dat mântuirea, dar slăbit să fie Domnul. Dragul meu, în seara aceasta, dacă crezi că Domnul te poate face copilul Său, El are puterea să te facă. În seara aceasta, dragul meu, dacă tu ai această dorință să îl cauți pe El, în seara aceasta, dragul meu, dacă tu ai dorința aceasta să te hotărăști pentru El, El te face copilul Său, nu este mai frumos pe acest pământ ca omul să fie copilul lui Dumnezeu? Dacă poate suntem crescuți în familie mai înstărite, poate unele persoane se laudă că am născut în familia cu tare, în familia cu tare, dar atunci când spui sunt copilul lui Dumnezeu, fac parte din împărăția lui Dumnezeu care este veșnică, este cel mai frumos lucru. În seara aceasta, dragul meu, te îndemn și cuvintele lui Dumnezeu te îndeamnă să vii în trupul Său, să vii acasă unde El te așteaptă. În seara aceasta, Dumnezeu te aștepta să vii în casa lui Dumnezeu, căci El este pretutindeni, te-a așteptat să vii să asculți cuvintele lui Dumnezeu, să asculți cântarea, să asculți ceea ce se petrece în casa lui Dumnezeu și la urmă să pleci acasă cu hotărâre în inimă, cu hotărâre în care tu să spui, Doamne, cu adevărat, seara aceasta a fost o seară deosebită, a fost o seară în care pot să plec acasă cu câteva cuvinte în inimă, cu câteva cuvinte în gândul meu și să spun, Doamne, vreau să-mi întorc viața, vreau să-mi întorc ființa către Tine, Doamne, vreau să mă apropie de Tine, vreau, Doamne, să dau viața în mâna Ta. Nu este un lucru mai frumos decât să dai mâna cu Domnul Iisus Hristos, nu este un lucru mai frumos decât să dai această inimă lui Iisus Hristos, El să se bucure de Tine. Nu vrei să-i aceasta, dragul meu, să fii copilul Său. Nu vrei să-i aceasta, dragul meu, să îl cauți pe El și să iei o hotărâre și să spui, Doamne, vreau să te slujesc. Nu există lucru mai frumos decât să te slujești pe Cel ce ne-a dat mântuirea. Doar pe El să-L sluji. Doar Lui se face tot ceea ce ne place nouă, să-i placă și Lui. Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta să înțelegem cuvântul Lui Său. Și Dumnezeu să ne ajute să putem să ne apropiem de El și să spunem, Doamne, vreau să Te slujesc. Doamne, vreau să fac voia Ta. Doamne, vreau să Te caut pe Tine. Și când vei spune așa, Domnul se va bucura.
Doresc ca toată slujirea în seara aceasta care o face în interiorul Dumnezeu să fie primită. Nu dorim ca nicio oră, nu dorim ca nicio zi, nu dorim ca niciun an să nu fie fără roadă. Dorim ca toată slujirea care o facem înaintea lui Dumnezeu să fie primită și Dumnezeu să se bucure de noi, dragii mei. Dacă mergem la 1 Ioan, capitolul 1, cuvântul biblic ne spune astfel, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, i-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Ce frumos este cuvântul lui Dumnezeu! Dragul meu, în seara aceasta, să-L primești pe Domnul Iisus Hristos atunci când îl primești pe El, adică pe Iisus, El te face fiu sau fiică. Atunci când îl primești pe Domnul Iisus Hristos, Tatăl Ceresc îți dă niște drepturi. Și un drept care este un drept foarte frumos este să te numești copilul lui Dumnezeu. Dragul meu, în seara aceasta, mă axez pe acest lucru. Acceptă să fii copilul lui Dumnezeu. El îți dă mâna în seara aceasta, doar tu trebuie să o accepți. Doar să dai mâna cu El în seara aceasta. Și Dumnezeu te primește. Dumnezeu nu este un Dumnezeu indiferent. Poate un tată, mai face diferențe între copii. Dar Dumnezeu nu face niciodată. Dumnezeu îl primește și pe tine și pe mine. Pentru că El a plătit un singur preț. Prețul pe Golgota. Prețul care a murit pentru noi, ca noi să primim viața veșnică. Ce frumos este ca eu și tu să fim în ceruri. Să cântăm aceeași cântare în aceeași limbă. Este cel mai frumos lucru, dragii mei. Doresc ca Dumnezeu în seara aceasta să lase siguranță peste noi. Doresc ca Dumnezeu să lase siguranță și peste cei nemântuiți și peste cei mântuiți. Dumnezeu să lase seara aceasta aceeași siguranță peste noi toți. Și când vom pleca acasă, să plecăm cu aceeași siguranță, dragii mei. Și să spunem, Doamne, cu adevărat sunt un om pe acest pământ, dar am o siguranță. Am un loc pregătit în cerul de acolo. Vreau să fiu cu cei ce au fost înaintea mea, cu cei care au umblat cu Dumnezeu, dragii mei. Doresc în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute să putem, dragii mei, să-L urmăm pe El. Să-L acceptăm pe El, să-L primim pe El. Și atunci când îl primești pe El, dragul meu, ai niște drepturi pe care Dumnezeu ți le dă. Noi vrea în seara aceasta să primești acest drept, să fii copilul Său. Este un lucru foarte frumos. Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne ajute să putem să ne apropiem de El și să-L primim în seara aceasta. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem cum pot avea siguranța mântuirii. Să ne ajute Dumnezeu să fim considerați copii al lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu în seara aceasta, dragii mei, să credem în El. Amin? Este un lucru foarte principal să credem în El. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, în seara aceasta, să credem în El. Amin. Și atunci când crezi în El, Domnul te face copilul Său, slăvit să fie Domnul. Aș dori, dragii mei, să deschidem în Isaia, capitolul 61, cu versetul 10, un cuvânt deosebit al lui Dumnezeu. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu, astfel, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii. M-a acoperit cu manta izvăvire ca pe o mire împodobit cu o cunună părătească și ca o mireasă împodobită cu sculele ei. A doua parte pe care vreau în seara aceasta să o aduc înainte dumneavoastră este să vorbesc despre această siguranță a mântuirii. În seara aceasta spun o întrebare, dragul meu. Ai această siguranță mântuirii? Se aud câteva aminuri. Vreți ca toată biserica să spună amin și să aibă această siguranță. M-ai spus, dragii mei, degeaba să mergi o viață de acest pământ și la urmă mai sunt și am mai întrebat câteva persoane mai în vârstă și cu părere de rău și am zis, Doamne, cum să nu aibă această siguranță a mântuirii? Oameni care merg pe calea lui Dumnezeu de ani de zile,
Oamenii care spun că sunt slujitori ai lui Dumnezeu și îl întreb, tu ai această siguranță? Tu îl propovăduiești pe Hristos? Poate mergi pe stradă, poate vorbești vecinului despre mântuire, poate predici despre mântuirea aceasta și tu la urmă, când spune cineva întrebarea, să spui că nu-L cunosc din toată inima pe Dumnezeu? Am auzit astfel de cazuri și vă spun lucruri care sunt reale. Apoi să spui, dragul meu, că nu am această siguranță, că nu știu unde este locul meu. Dragii mei, trebuie să ne știm locul către în care noi am pornit. Ne mergem cu o nădejde, cu o speranță spre locul mântuirii. Ne avem o siguranță și o nădejde. În seara aceasta, dragul meu, primește această nădejde pe care Dumnezeu vrea să ți-o da. Dumnezeu vrea în seara aceasta să te mângâie, dragul meu. Deschide-ți inima și primește siguranța lui Dumnezeu în inima ta. Primește siguranța în viața ta în seara aceasta, dragul meu. Și pleacă acasă cu o siguranță în inimă. Poate ești om credincios și om de ani de zile pe acest pământ. Și slujești pe Dumnezeu și nu ai această siguranță. Sau poate ai pierdut această siguranță. În seara aceasta, cuvântul acesta este valabil și pentru cel pocăit și pentru cel nepocăit. În seara aceasta, cuvântul acesta este valabil pentru ambele părți. Siguranța aceasta, prin neveghere, se poate pierde. Dar în seara aceasta, Dumnezeu să lasă peste noi o siguranță care să ne apropiem de Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu și spune Isaia așa, mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie Dumnezeul meu că și m-a îmbrăcat cu ce? Cu hainele mântuirii. Este un verset deosebit în Scriptură care prin versetul acesta am venit la pocăință. Atunci când m-am predat în biserica de unde fac parte, m-am ridicat în picioare și am citit din versetul acesta. Și acest verset, de câte ori pot să-l folosesc, îl folosesc. Pentru că este un verset deosebit. Un verset care m-a dus la mântuire. Un verset care mă bucur. Și mă bucur în viața mea. Și viața mea se bucură. Și spune și cuvântul lui Dumnezeu. De ce se bucură Isaia? De ce se bucură Isaia? Pentru că Dumnezeu m-a băgat cu hainele mântuirii. În seara aceasta poți primi o haină. În seara aceasta, dragul meu, depinde de tine. Dacă vei primi această haină. Această haină este pe umeraș. Depinde dacă vrei să te îmbraci în ea. Este alegerea ta. Este decizia ta în seara aceasta, dragul meu. Dacă vrei ca Dumnezeu să te îmbraci în această haină. Depinde de tine. Dumnezeu nu te forțează. Dumnezeu nu forțează omul să vină la mântuire. Nu, niciodată. Dumnezeu îndeamnă în dragoste, în iubire. Dumnezeu te îndeamnă în seara aceasta să-L alegi pe El. Lasă lumea. Lasă lucrurile care sunt în lume. Sunt multe persoane care spun că lasă lumea, dar nu lasă lucrurile din lume. Ce folos este să spui că ai lăsat lumea în spate, dar lucrurile din lume vin cu tine. E un lucru principal să lași și lumea și lucrurile din lume. Dar să le iei cu tine, știi ce? Dar lucrurile bune, care zidesc, care te duc spre Dumnezeu, nu care te duc la nimicire. Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta, dragii mei, să acceptăm planul lui Dumnezeu de mântuire, care îl are cu poporul său din locul acesta. Dumnezeu are un plan cu cetatea aceasta, dragii mei. Dumnezeu are un plan cu această zonă. Am văzut că Dumnezeu are un plan. Și planul acesta, dragii mei, dumneavoastră trebuie să aveți o siguranță că Domnul vrea să mă mântuiască și pe mine, vrea să mântuiască și vecinul meu, vrea să mântuiască și satul meu și orașul meu și întreaga România în seara toată, Dumnezeu, să cerceteze, dragii mei, și să o ducă la mântuire. Simt că Duhul Dumnezeu este în locul acesta. Dragul meu, lasă cuvintele lui Dumnezeu să îți străpurgă inima. În seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu să îți fie implantat în minte și să scrii pe tablițe inimii tale. Doamne, în seara aceasta vreau să am această siguranță. Vreau să am această siguranță care să poți la un moment dat iubit din cer, să te slujesc pe tine, să te caut pe tine, să fac voia ta.
În seara aceasta, această siguranță o poți primi dacă vei accepta pe ea. În seara aceasta, Dumnezeu să lasă această siguranță peste cei ce au venit în casa lui Dumnezeu. Amin? Amin. Slăvit să fie Domnul. Suntem îmbrăcați cu haine, noi cei ce am încheiat un legământ cu Dumnezeu și ne bucurăm. Am încheiat un legământ cu Dumnezeu și ne bucurăm, dragii mei. Ce frumos este să fii copilul lui Dumnezeu. Ce frumos este să îl slujești Dumnezeu. Și ce frumos este să fii îmbrăcat cu o haină. Spune în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 8. Și i s-a dat să se îmbrace cu o haină de insubțire. După ce vom îmbrăca această haină albă și vom merge pe acest pământ cu această haină, la sfârșit, dragii mei, vom fi îmbrăcați în această haină de insubțire. Și spune în versetul acela, cum e această haină? Strălucitoare și curată. Vei putea să fii îmbrăcat cu această haină, dar după o viață nepocăință, dar după o viață în care îl vei urma pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, dragă biserică, să putem să slujim cu această haină albă, să nu o pătăm, să nu o pătăm, pentru că dacă pătăm această haină, este un pericol. Dar dacă venim la Domnul Iisus Hristos și ne rugăm Lui, și nu vom repeta același păcat de mai multe ori, ci dacă am păcătuit, Doamne, ajută-mă să nu mai mă întorc, Doamne, ajută-mă să nu mă mântă la păcatul acela, să repet din nou și tot să repet. Domnul iartă cine își mărturisește păcatul și să lasă de el, ca atât îndura. Proverbele spune astfel, cine își mărturisește păcatul și se lasă de el, ca atât îndura. În seara aceasta, dragul meu, doresc ca Dumnezeu să ne ajute să putem să fim îmbrăcați cu această haină a mântuirii. Dragii mei, în seara aceasta, dacă deschidem la Luca capitolul 19 cu versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu ne spune astfel, un cuvânt deosebit în Scriptură. Haideți să deschidem împreună cu mine cei ce aveți Scripturile. Iisus i-a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și El este Fiul lui Avram. Dragii mei, în seara aceasta ne bucurăm de un lucru. Lucrul acesta este astfel, că L-am primit pe Iisus. Zacheu L-a primit pe Domnul Iisus Hristos în casa Lui. L-a primit de două ori. Odată trupește și odată sufletește. Dragul meu, în seara aceasta, Dumnezeu vrea să vină în casa ta, în casa aceasta pământească, să locuiască acolo. Dar Dumnezeu vrea, atunci când intră în casa aceasta trupească, Domnul vrea să intre și în casa aceea a inimii tale. Omul se naște cu un gol în inimă și golul acesta poate fi acoperit. Și în seara aceasta Dumnezeu poate să se acopere acest gol cu mântuirea. Cu darul mântuirii, dragii mei. Dumnezeu în seara aceasta să ne dă această putere să ne apropiem de El și să-L primim pe El. În seara aceasta poți să-L primești pe Iisus. Poți să-L primești pe Cel ce mi-a dat mântuirea și Cel care în seara aceasta poate să-ți dea și ție mântuirea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă mergem mai departe, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, cu versetul 38, hai să ne spune cuvântul lui Dumnezeu astfel. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Pun întrebarea în seara aceasta. Cuvântul acesta s-a împlinit? Da sau nu? S-a împlinit? S-a împlinit, dragii mei, ne-am pocăit? Dumnezeu ne-a iertat păcatele?
Am fost botezați în apă și apoi unii dintre noi am primit darul Sfântului Duh, care ne călăuzește, care ne sfătuiește și care de multe ori ne mângâie. Ne mângâie, dragii mei. În seara aceasta Dumnezeu vrea să te mângâie prin cuvântul lui Dumnezeu. În seara aceasta Dumnezeu vrea să te mângâie. Lasă-te mângâia de Iisus Hristos. Nimeni nu mângâie cum mângâie Iisus Hristos. Nimeni nu întărește cum întărește Iisus Hristos. Și în seara aceasta Dumnezeu să mângâie poporul Său cu Duhul Său cel Sfânt. În seara aceasta Dumnezeu să mângâie poporul Său, dragii mei, și noi să plecăm acasă mângâiați de El. Noi să plecăm acasă bucuroși și să spunem, Doamne, îți mulțumim că ne-ai mângâiat, îți mulțumim, Doamne, că seara aceasta n-a fost o seară care a trecut doar așa, doar să fie un program. Nu, Doamne, noi am stat la slujbă cu Tine, noi am stat, Doamne, aproape de Tine, Doamne, am simțit mângâierea lui Dumnezeu, am simțit prezența lui Dumnezeu, am simțit cercetarea lui Dumnezeu, am simțit ridicarea lui Dumnezeu, care El a făcut-o, doar El poate face ridicarea, doar El poate face întărirea sufletelor noastre, doar El poate da siguranța în seara aceasta, slăvit să fie Domnul. Haideți, dragii mei, să-L slujim pe El din toată inima, că nu ne va părea rău. În seara aceasta depinde de decizia ta pe care o vei lua. Îl vei primi pe Iisus sau îl vei refuza. Dragul meu, Dumnezeu vrea să facă un lucru în seara aceasta, să ne ierte păcatul, să fii mântuit, să fii salvat, să fii un om care să fii botezat și în apă și cu Duhul Sfânt. Că ăsta este planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu pentru mântuire a fost lucrul acesta. Să ne salveze pe noi, să ne ierte păcatele, să ne mântuiască, să facă din noi ucenicii Săi și noi să fim urmașii Săi. Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să putem să-i slujim Lui dintr-o inimă curată și sinceră și să facem voia lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu în seara aceasta să lase această siguranță peste întreg poporul. Amin. Doresc, dragii mei, în ultima parte, partea a treia, să vorbesc despre această nesiguranță. Cele mai multe persoane în vremea aceasta nu mai au nicio siguranță. Oamenii din lume, din această lume, oamenii nu sunt siguri că vor fi mântuiți. Chiar astăzi vorbeam cu o femeie de pe ulițele Gârcovului, o femeie de 81 de ani. Și am spus așa: dumneavoastră aveți o credință, dumneavoastră credeți în ceva, dar duce la Iisus, care ne duce la viață, care ne duce la Iisus Hristos, dragii mei. Și am zis: dragă mătușă, dumneavoastră credeți în ceva care nu duce la mântuire, credeți în ceva care doar trece. Și era data trecută pe ulițele Orlei, sau nu știu exact cum se numește satul acesta, și stăteam de vorbă și spuneau oamenii de acolo că ne credem în credința aceasta care ne duce la cimitir și ne îngroapă. Asta nu este o credință. Dragii mei, noi avem o credință în inimă care nimeni nu poate să ne ia. Ea o credință care e la primul val, care e la prima încercare, care vine peste familie, credința cade. Dar noi avem o credință care ne face să sperăm, ne face să ne dăjduim în ceva, dragii mei. Atunci când te rogi înainte de Dumnezeu și aduci un lucru, tu aduci cu credință și aceasta este o credință vie. Nu o credință moartă, dragul meu, degeaba crezi în ceva. Dacă nu ai acea nădejde și acea împlinire pe care o aștept, oamenii lui Dumnezeu așteaptă ceva. Ne așteptăm harul acesta ca noi să fim mântuiți în Împărăția lui Dumnezeu. Poate alții așteaptă alte lucruri. Noi așteptăm, dragii mei,
această mântuire. Așteptăm ca cei cu nerăbdare să ne întâlnim cu Iisus Hristos. Așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu Cel ce a mânghiat în legământ, dragii mei. Dumnezeu să ne ajute în seara aceasta să avem această siguranță și nesiguranța care apare deja în popor să dispară. În seara aceasta, orice nesiguranță care vine în inima noastră să dispară în seara aceasta și să devină acea siguranță care să ne facă să credem, să ne dăștuim, să avem această siguranță care duce spre mântuire și în seara aceasta Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să putem să credem, să ne dăjduim în seara aceasta și să avem această siguranță vie care oamenii nu o au. Oamenii cei din lume nu au această siguranță, dar noi o avem și ne bucurăm și slăbim pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să avem această siguranță în inima noastră și să mergem pe această cale din toată inima, slăbindu-L pe El, glorificându-L pe El. Am plecat ultima oară și mă mărturisesc, ultima oară am plecat acasă și am zis, Doamne, îți mulțumesc că tu aduci oameni la mântuire și mi-a lăsat Dumnezeu mai multe versuri prin Duhul lui Dumnezeu și o să vă spun un vers la sfârșitul cuvântului pe care îl voi vesti, un cuvânt care Dumnezeu dorește să ne cerceteze în seara aceasta. Și seara aceasta Dumnezeu vrea ca acea nesiguranță care o ai în inima ta să o dai la o parte. Pentru că seara aceasta, siguranța lui Iisus Hristos vrea să intre în inima ta. Dă la o parte nesiguranță. Dă la o parte credința aceasta moartă, care nu te duce la nimic. Dă-o la o parte și primește-L pe Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie cuvântul lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă vom deschide în cartea Iacov, capitolul 1, aici ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa, în versetul 15. Apoi, pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit, aduce moartea. Aș vrea să duc în fața dumneavoastră în evidență un lucru despre nesiguranța mântuirii. Păcatul duce la moartea a doua. În seara aceasta, dorești când ai plecat de pe acest pământ să mori și întrupește și duhovnicești, dragul. În seara aceasta Dumnezeu spune că vrea să te ierte. Dumnezeu în seara aceasta spune că vrea să-ți ierte trecutul ta, să-ți ierte viața ta, să-ți ierte faptele tale. Și în seara aceasta Dumnezeu vrea ca să devii copilul său. Dumnezeu vrea în seara aceasta să te apropii de El, pentru că El te iubește. Pentru că El ne-a mântuit slăvit să fie cuvântul lui Dumnezeu. Dragii mei, dacă deschidem în Efesii capitolul 2 cu versetul 1, ne spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, dragii mei. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Și eu și tu, înainte să-L primim pe Iisus, eram morți. Dar Dumnezeu, dragii mei, ne-a iertat și apoi ce-a făcut, dragii mei? Apoi ne-a înviat la o viață nouă. Ne-a înviat să ne fie Lui, slăvit să fie cuvântul lui Dumnezeu. Dacă deschidem la 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 8, un alt verset care ne spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, oricine face păcat, face și fără de lege. Și păcatul ce este? Fără de lege. În seara aceasta Dumnezeu vrea să spună că nesiguranța care o ai în inima ta, Dumnezeu vrea să se scoată afară. Păcatul din inimă, păcatul care se zămislește la gâtul omului, Dumnezeu vrea un lucru să facă în seara aceasta, să o dea la o parte. Să dea la o parte, dragii mei, și în seara aceasta să vină în gândul tău lucrurile bune. În seara aceasta Dumnezeu vrea să lasă o siguranță. Nesiguranța aceasta care este în inima ta în seara aceasta, Dumnezeu vrea să o lași deoparte, să o lași afară și să slujești pe El. Dragul meu, în seara aceasta depinde de tine ce hotărâre vei lua. În seara aceasta
cred că cuvântul care a fost vestit va pleca acolo la judecat și va sta de mărturie celor ce nu ascultă poruncile lui Dumnezeu. Nu ar vrea să te vă la judecat, să fii judecat de cuvântul care l-ai auzit. Că aș vrea să fie împărăția lui Dumnezeu și să ne bucurăm împreună acolo. Acolo să ne bucurăm. Dumnezeu în seara aceasta să ne binecuvânteze, dragii mei. Dacă deschidem în 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 13. Dar oamenii răi și înșelători vor merge din rău în mai rău. Vor amăgi pe alții și se vor amăgi și pe ei însuși. Lumea care este afară, oamenii care sunt chiar în biserica aceasta, în locul acesta, în seara aceasta. Dragul meu, în seara aceasta nu aș dori să te amăgești pe tine însuși. Unii spun chiar, poate copiii în casa lui Dumnezeu spun că merg o perioadă prin lume și merg și la biserică, merg paralel. Dar, pe altă parte, ei nu știu că se amăgesc pe ei singuri. Dragii mei, în seara aceasta, Dumnezeu să ne conștientizeze, să putem să înțelegem că noi ne amăgim pe noi înșine dacă nu facem voia lui Dumnezeu. Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute să putem să ne apropiem de El. În seara aceasta, Dumnezeu să ne ajute să ne apropiem de Cel ce este Creatorul nostru. Cel ce ne-a înviat din acea moarte a păcatului. Ne-a înviat și ne-a dus la o nădejde vie slăvit să fie Domnul. Dragii mei, astăzi este ziua când poți primi acea siguranță. Seara aceasta este seara în care poți să-L primești pe Domnul Iisus Hristos în viața ta, în ființa ta. Seara aceasta este o seară în care Dumnezeu vrea să vii la El, să-L slujești pe El. Este o seară în care Dumnezeu vrea să încheie un legământ apoi. Nu-ți irosi viața. Mi-a venit un cuvânt în dimineața aceasta. Un gând așa, din partea lui Dumnezeu. Nu-ți irosi viața ta, timpul tău. Nu-ți irosi tot ceea ce faci în favoarea satanei. Irosește-ți viața ta pentru Dumnezeu. Irosește-ți viața ta pentru a sluji pe El. Dragul meu, în seara aceasta Dumnezeu vrea să ne întoarcem la El și să îl căutăm pe El. Mi-am venit aceste cuvinte și vreau să închei seara aceasta prin cuvintele care mi le-a dat Domnul. Eram acasă și în a doua zi de când am venit din partea aceasta a României, mi-au venit câteva gânduri și le-am notat și gândul acesta spunea astfel: după o viață de lacrimi, de tristețe, după o viață de suspin, avem o nădejde, dar nu una înșelătoare, ci o nădejde vie, căci vom ajunge acolo unde ne-am pornit noi, copiii lui Dumnezeu. Seara aceasta noi dorim să spui cuvântul acesta. Când mi-a venit acest cuvânt, dragul meu, a spus că a fost o mângâiere pentru mine. Și dragul meu, seara aceasta doresc ca și tu, după o viață petrecută pe acest pământ, să-L slujești pe El. În seara aceasta ai posibilitatea aceasta să-L slujești pe Dumnezeu. Depinde de tine. Doresc, dragii mei, seara aceasta ca Dumnezeu să ne ajute să putem să avem o siguranță. Și Dumnezeu în seara aceasta să ne ajute ca noi să putem să-L urmăm pe El până la sfârșit. El, Dumnezeu, vrea să-ți dea cununa la sfârșit. El, Dumnezeu, vrea să te îmbrace într-o haină de in. El vrea să-ți pune cununa pe cap. În seara aceasta poți refuza sau poți primi. Depinde de alegerea ta, depinde de inima ta în seara aceasta. Inima noastră este și înșelătoare.
și El ia. Dar dacă în seara aceasta inima noastră o vom îndemna noi ca ea să îl primească pe Domnul, ca ea să slujească pe Domnul, ca ea să se apropie de El, inima te va asculta și Domnul se va bucura. Dumnezeu să ne binecuvânteze, Dumnezeu să ne întărească, să mergem cu această nădejde înainte, să mergem cu această nădejde până la sfârșit și la urmă cu toții să ne bucurăm și să spunem, Doamne, cu adevărat, după atâtea lucruri care sunt pe pământ, eu pot să fiu în Împărăția Ta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Vrem să punem o întrebare.